V-ați întrebat vreodată ce s-ar întâmpla dacă am combina o grămadă de animale și am face animalul suprem? Ei bine, asta e întrebarea la care vom răspunde în episodul de azi, pentru că ne jucăm din nou Deer Simulator. Am văzut că v-a plăcut foarte mult episodul anterior, s-au strâns peste 30.000 de like-uri. Nu mă așteptam, a fost un joculeț pe care l-am găsit complet random pe Steam și am zis, bă, hai să-i dăm o șansă, dar e un joculeț destul de amuzant în care putem să vedem viața acestei căprioare. Și aparent v-a plăcut atât de mult încât voi ați dat acolo peste 30.000 de like-uri. Vreau să văd și la episodul de azi cine a apăsat deja pe butonașul de like. Dacă n-ați apăsat încă, aș vrea să-l apăsați chiar acum și vă mulțumesc din suflet dacă ați făcut acest lucru. Poate reușim să strângem peste 10.000 de like-uri, cine știe. Bun, pentru a putea face această combinație de animale trebuie să devenim căprioara supremă. Deci trebuie să începem să facem ceva dezastru pe aici prin oraș. De asemenea, nu știu dacă mai țineți voi minte, dar data trecută m-a omorât acest coala uriaș care a încercat să devasteze acest oraș și s-a urcat pe acea clădire. Ei bine, vom încerca să-l doborâm și pe el. E destul de greu să-l dobori, dar voi încerca să fac acest lucru. Bun, hai să vedem. Deci căprioara asta mai întâi o să trebuiască să facă ceva haos prin oraș, așa că am să încerc să distrug ceva pe aici prin oraș. Eventual, uite, mașina asta. Începem cu mașina asta. Începem ușurel. Am făcut rost de pistoale. Și pe măsură ce evoluăm căprioara, o să vedeți că o să reușim să combinăm și o să ne facem căprioara supremă din și o să lipim toate animalele de ea. O să vedeți, o să fie destul de wow. Dar pentru început, căprioara noastră o ia razna. Stai așa că fură mașina. Ia asta așa că vin acum și fur mașina. Băi, prietene, ia dă mașina asta încoace. Bum! Ia uite ea. Ia uite ea ce frumos. Ia, o să încerc să distrug o clădire să văd. Pentru că cred că de la clădiri vei putea să faci rost de arme. Dar de fapt nu, și de la mașini poți să faci rost de arme. Destul de ok. Ia să vedem, o să distrugem mașina lui ăsta. Trebuie să fac rost de arme ca să evoluez. Din păcate, a început poliția să vină după mine. Ia să vedem care e primul level la poliție, când mai țin minte. Primul level, ok, sunt oile. Ok, cu oile n-avem ce treabă, e decent. Police level 1. Ei, o să vedeți voi cum o să evoluăm. Gata, fiți atenți că acum începe căprioara supremă. Ouleu! Stați așa că vine căprioara supremă și rupe tot. Am nevoie de următoarele arme. Bun, astea sunt următoarele arme. Deja avem și AK-uri pe cap, avem de toate. Și începe distrugerea orașului, oameni buni. Începe distrugerea. Deja vin ăștia cu level mai mărișor pe noi. O să trebuiască să furăm o armă de la polițiști. Vine ursul polar. O să trebuiască să furăm o armă de la polițiști. La un moment dat o să vină niște iepurași după noi. O, grenada! Asta n-am mai văzut-o până acum. O, dar și cu grenada așa, mamă, băi de capul meu. Ce aici? Vai de capul meu, nu i-am văzut pe ăștia. Aoleu. Și bănuiesc că vine și ursul polar la un moment dat. Deci uitați-vă, deja a început căprioara să evolueze destul de mult. Dar pe măsură ce ne jucăm, o să evolueze din ce în ce mai tare. Dacă ați ajuns până aici la episod și n-ați apăsat încă pe butonașul ăla de like, aș aprecia dacă l-ați apăsa. Voi număra până la 5. La 5 să-l apăsăm cu toții, bine? Hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5. Like. Sper că ați apăsat și voi butonașul ăla de like și vă mulțumesc din suflet dacă ați făcut acest lucru. Vai de capul și de zilele mele. Iată că am distrus poliția, mă frate. Deci am distrus poliția. Cum se poate? No, mă gândeam eu că nu se poate să mă lase așa ușor. Și iepurașul ăsta va trebui să-i furăm arma. Pentru că arma lui aparent pot să o fur, să o am eu pentru mine. Hai să încercăm să facem chestia asta. Hai că iepurașul... vine cu dita mai brigada. Ia uitați-vă ce e aici. Iepurașule, calmează-te. Hai de capul meu, dar tragă ăștia mine de nu se joacă. Tragă ăștia mine de nu se joacă. Uriți, iepurașii. Bun, și acum am nevoie de o de asta. Hai de capul meu cum explodează. Bun, și am furat arma la iepuraș, fugi. Fugi, am luat iepurașul cu mine. Doamne ferește. Bun, hai să facem o chestie de asta așa. Băm. Și ne urcăm acolo sus de tot. Ia să vedem dacă putem. Spider-Man mă numesc mai nou. Spider asta cum îi zice. Doamne ferește. Doamne ferește. Uitați-vă și voi ce mi-am pus pe cap. Deci acum căprioara asta, Spider căprioara, că nu-mi venea numele în minte. Și acum căprioara asta este full înarmată, oameni buni. Deci uitați-vă la ea. Mai zi ceva de căprioara. Păi, parcă scăpasem de polițiști. Păi, mi s-a zis că am scăpat de polițiști. Ce-i asta? Alo? Mamă. Mamă, că a zis că am scăpat de polițiști. Sper să nu mai vină și alții. Gata, domnilor polițiști, nu mai faceți chestii de-astea urâte cu mine. Eu am aici treabă să distrug toate clădirile din oraș. Cum ar fi dacă am distruge efectiv tot orașul?
Dar cred că vom putea, după ce ne facem combinația mare, să ne facem cea mai nebună căprioară când le unesc pe toate animalele, atunci cred că o să fie șmecheria aia supremă. Pentru a face chestia asta e un piculeț mai greuț. Nu e chiar așa de ușor, de aia să vedem. Deci uitați-vă câtă distrugere pot să fac în orașul ăsta, e nebunie totală, frate. Wow! Wow! N-ai treabă cu căprioara! Bun, o să încerc să fur o mașină. Avem nevoie de mașină pentru a ajunge la destinație. Hai să vedem. Pentru a putea face combinația aia între animale, va trebui să mergem să luăm o vacă secretă. Acum, foarte mulți dintre voi mi-au spus data trecută, bă, Max, că eu am zis, bă, eu fac un episod așa, știi, când s-a lansat prima dată, atunci am și făcut episodul și am zis, bă, fac un episod să văd dacă vă place. Și am crezut că am terminat tot contentul, dar nu terminasem tot contentul aparent, pentru că ori a fost băgat recent, ori cine știe, dar dacă te duci să iei această vacă de aici, era vaca și data trecută, dar dacă te duci să iei vaca asta de aici și încerci să o conduci până la butonul ăla de acolo, e undeva un buton aici în zonă, vei putea să faci combinația de animale. Și e un piculeț mai dificil, dar o să încercăm să facem chestia asta, o să încerc să distrug și peștele ăla zburător sau ce-o fi. Și să vedem dacă reușim să ajungem și pe tărâmul celălalt, deși data trecută când am încercat era under construction. Dar, da, oameni buni, nu știu dacă să mai fie și alte episoade cu joculețul ăsta, habar n-am, pentru că nu știu dacă mai sunt și alte chestii de făcut. Eu acum vreau să vă arăt cam tot ce există de făcut în jocul ăsta, toată posibilitatea pe care o ai. Și acolo vedeți că este un rinocer. Aici o să punem vaca aceasta, dacă reușesc. Alo, vacă, ai de gând să stai unde te pun? Ia vino tu încoace. Ia vină tu încoace că nu e chiar așa cum crezi tu. E destul de greu să o așezi și să rămână acolo. Hai că a rămas pe buton? Hai că a rămas pe buton, perfect. Și acum apăsăm pe butonul ăsta și fiți atenți ce se va întâmpla. Hopa, vine combinația de animale. Ce avem acolo? Tigri, vaci, rinoceri. Bă, frate, cred că toate animalele de pe planetă au fost folosite pentru a putea face mega robotul de animale, frate. Și mega robotul de animale va fi portat de către noi. Adică eu voi intra în acest robot făcut din o combinație de majoritatea animalelor de pe planetă. Intrăm în el acum. Ia să vedem. Opa, păi așa mai vii de acasă. Ia. Mamă, tăticule. Și în afară de faptul că distruge aproape totul, uitați-vă ce poate să mai facă. Păi așa mai vii de acasă, tăticule. Ia uite cum bagă. Vai de capul meu, deci o să încerc să distrug chestia aia mare, poala ăla mare, care a pus stăpânire pe acest oraș. Dar mai întâi hai să încercăm să facem ceva distrugere prin oraș cu chestia asta, să vă arăt cam ce putere are. Deci, efectiv, pot distruge tot orașul. Ia să vedem, pot să dau elefantul ăla jos? Încerc să-l bombardez. Dar nu prea îl nimeresc, aia e problema. Ia să vedem, pe aici reușim să dăm astea? Da, deci, efectiv, nu mai ai nevoie de arme sau altceva, pentru că uitați-vă ce ravagii fac. Deci nu este posibil așa ceva. Nu este posibil. Și ăștia nu cred că mai trimit poliție după mine, pentru că sunt extrem de puternic. Mult mai puternic decât ar putea ei să facă ceva împotriva mea. Tocmai de asta eu cred că nu mai trimite nimeni nimic ca ajutoare. Aș încerca totuși să distrug tot orașul, gen toate obiectele. Eu nu știu, aș încerca, ar fi o idee interesantă. Dar mai întâi să ne punem cu ăsta, să vedem dacă reușim să-l batem. Stai să mă ridic puțin, să văd dacă reușesc. Stai, opa, ușor, ușor, ușor. Ne îndreptăm, uite așa, bam, îi dăm să zboare un piculeț. E destul de greu de controlat zborul, adică nu e ușor deloc. Și vedeți că nu reușesc să-mi iau eu zborul ăla care trebuie, gata. Și acum, oala, vino încoace, mama, a început să tragă după mine. Are foarte puțină la viață, foarte, foarte puțin. Ușor, trage-n el, a murit. Nu se poate așa ceva, sper că îmi dă chestia aia înapoi. Ia stai să vedem. Cred că ar trebui să-mi o dea înapoi fără să mai trebuiască să mai fac eu din nou chestia cu vaca. Deci o să mergem să ne luăm robotul înapoi dacă reușim. Dar cred că mi-a respawnat clădirile. Da, deci coalul ăsta o să fie mai greu de distrus pe cât mă așteptam. Dar asta este, căprioara la putere. Ne luăm de aici peștele și bum, dă-i viteză peștișorul. Ce zici, mă, tu de capra asta? N-are nicio treabă, de capra, de căprioara, de fapt. N-are nicio treabă. Așa, bun, hai să coborâm aici. Bam.
Și nu uitați să-mi dați și follow pe TikTok dacă vreți, bineînțeles. Am și cont de TikTok, postăm acolo o grămadă de videoclipuri amuzante, videouri cu Elsa și nu numai. Așa că pe TikTok acolo găsiți o grămadă de chestii dacă vă interesează așa ceva. Bam, să încerc să distrug ăsta din prima, adică mă duc direct la el și mă duc în el, ia fiare. Boom! Aoleu, ce se întâmplă? Ce a fost asta? Ok? Ce? N-am înțeles nimic, deci a început să învârtă ca nebunul. Nu, cred că trebuie să stăm la distanță. Am încercat să mă bag în el, să-l bat, dar n-a fost chiar ce trebuia. Hai să vedem, mergem cu mașina pe apă? Mergem și cu mașina pe apă, trebuie să-mi iau peștele ăla. Bun, îmi place totuși că nu mi-l desponează. Adică eu pot să-mi iau oricând și să fac ravagii, așa că... Da, dar nu mai am armele pe cap, dar nici mai am nevoie de arme, sincer să fiu. Adică pe bune, cine mai are nevoie de arme când are așa ceva? Am să încerc să-mi pun eu ăsta aici. Ia să vedeți voi ce o să fac eu. Mi-l pun aici, ușor, am aterizat și trag direct în cap. Nu! Bă, cred că a murit și el și a murit și eu, că vedeți că a picat. Pe bune? Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Ea a fost foarte, foarte ciudat. Deci a fost foarte, foarte ciudat ce s-a întâmplat. Mai încerc o dată? Nici nu știu dacă să mai încerc o dată. Cred că aș mai încerca o dată, frate. Deși l-am omorât, ați văzut și voi că picase de pe clădire. Dar efectiv, trebuie să fii foarte rapid în momentul în care tragi. Cred că asta e toată șmecheria, pentru că dacă nu ești rapid, nu vei reuși. Că el începe să tragă instant în tine și tu trebuie cumva să pleci de acolo. Abar n-am, nu știu, nici nu știu ce aș putea să-i fac. Dar cred că cu cât sunt mai aproape de el, adică gen pe clădirea asta dacă stau, cu atât gloanțele vor ajunge mai repede și eu voi avea o șansă să-l omor mai repede. Hai să încercăm să ne poziționăm mai bine. Cred că aici ar fi perfect. Și pur și simplu voi trage așa. Asta e! Gata, tăticule, te-ai dus! Lasă-ne orașul în pace, doar eu am dreptul să terorizez acest oraș, nu și tu, ai înțeles? L-am rupt în bucăți, pe șmecher. Gata! Și acum... Bă, e în viață? Nu-mi dau seama dacă încă mai e în viață sau nu, abordam. Bă, ca picana. Ok, aparent nu mai este în viață. Aparent nu mai este în viață. Bun, acum orașul este al nostru. Vine poliția iarăși după noi. Ok, e în regulă. N-are ce să ne facă pe bune. Deci chiar nu o să aibă ce să ne facă. Pentru că eu voi începe să distrug sărat totul în orașul ăsta. Dar absolut totul. Vreau să demolez toate clădirile, frate, din oraș. Deci toate clădirile. Și voi cu oile voastre nu o să puteți să mă opriți. Nici măcar cu oile voastre, nici măcar cu polițiștii, nici măcar cu nimic. Deci fiți voi calmi și liniștiți că nu o să puteți să faceți mare lucru. Iepurii au sniperul ăla, iepurii sunt cei mai periculoși. Dintre toți ăștia sunt așa, nu prea mă deranjează, să zic. Iepurii, în schimb, poate să tragă și să te omoare destul de repede cu sniperul, pentru că te nimeresc direct în ăla de șofer, vedeți, deja mi-a luat o inimioară. Dar dacă reușești să distrugi iepurii, ai reușit să scapi și aia. Și la un moment dat nu o să mai vină deloc poliție după noi, așa că eu, știți ce, am să ignor poliția momentan pentru că vreau să distrug clădirile astea. Ăsta este obiectivul pe care mi l-am propus. Singura clădire pe care nu cred că putem să o distrugem este asta din mijloc. Nu știu de ce, probabil din cauza că era coala ăla acolo și de asta, dar da, n-ai cum să o distrugi sub nicio formă. Vom încerca să distrugem tot, poate clădirile din oraș, frate. Pentru că cu robotul ăsta este super simplu să fac chestia asta. Să vedem cum arată orașul fără clădiri. Voi vă dați seama să fie așa ceva, Doamne ferește, în viața reală? Căprioara care rupe un oraș întreg cu combinații de animale. Dar da, în jocul ăsta orice este posibil, oameni buni, deci nu este problemă. Da, cred că nici stația de poliție nu putem să o distrugem, din păcate. Ia de câte oi! Mă, plecați mă la voi acasă, plecați la voi acasă. Și avem și un urs polar acolo. Sper să scap de ei, că sunt destul de enervanți. Hai că îmi iau zborul. Îmi iau zborul că sunt enervanți ăștia. O să încerc să omor și peștișorul ăla zburător. Să vedem dacă avem posibilitatea. Le-am distrus stația de tren. Copacii nu mai zic. Uitați-vă cum arată orașul acum. Doamne ferește, ce am făcut aici? Ce am făcut? Căprioara asta este o bestie a naturii. O bestie a naturii, vă zic. Ce asta mai aici? Și dar s-a distrus destul de greuț în comparație cu celălalt. Cred că e un depozit ceva. Mamă, zboară mașinile pe aici, n-ai treabă. Cred că nici asta nu pot să o distrug de aici. Ia stai.
Asta mare de aici, poți să-i faci ceva? Wow, nu credeam. Ok. Oh, a venit developerul. Distruge developerul, am distrus developerul. Nu cred că o să mă lase să avansez mai departe. Bă, ce am făcut la vaca aia că zboară prin oraș? Ce am făcut, săraca? Da, și în afară de asta, nu cred că mai sunt alte clădiri pe care le putem distruge. Pentru că asta din mijloc, vedeți că dacă eu încerc să trag, nu se întâmplă nimic. E 000, deci nu face nimic. Doar avionul, e un avion aici prăbușit, care cred că poate fi distrus. Da, nu, nici ăsta nu poate fi distrus. Da, mașinile mai pot fi distruse, dar n-are rost să le distrugi, pentru că oricum se spawnează din nou. Hai să mă duc după... avion. Hai să mă duc după ăsta să vedem ce se întâmplă. Trag în el de aici. Ouleu, vine spre mine, nebunul. Bă, alo! L-am distrus în bucățele, uitați-vă. Cred că chiar o să pot să-l distrug. Dar aparent... Ia, avion. Nu încoace avionule, vino încoace. Vino la mine că te prind. Mamă, ce... Deci ce săracul oraș. Săracul oraș. Cine trage mine? Am avut impresia că trage cineva în mine. De ce nu vreau să distrug stația de poliție, frate? Aș vrea să distrug stația de poliție. Dar nu am voie, sub nicio formă. Mai este aici un elefant zburător. Ia vină, mă, elefantule, încoace să-ți arăt cine-i șeful. L-am distrus și pe ăsta. Mamă, deci, efectiv, totul este distrus. În afară de avionul ăsta, care nu pot să-l prind. Dar, da, de asta vă ziceam că nu știu dacă o să mai fie și alte episoade cu jocul ăsta, având în vedere că... Bine, știți că nu cred că o să mai fie alte episoade cu jocul ăsta? Când o să facă următorul update. Adică să bage chestii noi. Pentru că până când bagă următorul update, nu o să mai avem ce să mai facem în jocul acesta. Adică să încerc să prind eu avionul ăla, dar are viteză foarte, foarte mare. Ha, mă, frate! Pe bune? Și-a venit iarăși developerul aici după mine. Și nu mă lasă să trec, frate. Aș vrea să mă duc în zona cea nouă. Dar de asta vă și ziceam. Cred că o să bage chestii noi. Probabil foarte, foarte curând. Că vă dați și voi seama că e în early access jocul. Adică încă se mai lucrează la el și încă mai sunt foarte, foarte multe lucruri pe care nu le-a adăugat încă. Dar a fost destul de distractiv episodul de azi. A fost destul de distractiv cum am reușit să distrugem efectiv tot orașul. Am să încerc să mă urc aici sus să văd dacă pot să iau zebra. Impresia că pe aici este zebra pe undeva. Ia uitați-vă la vaca aia cum arată, doamne. Da, îmi place jocul ăsta și de asta am și vrut să-l joc, pentru că mi-aduce aminte foarte mult de Goat Simulator. Goat Simulator a fost cam primul joc în genul ăsta pe care l-am jucat pe canal. Și ăsta cu siguranță cumva vine și îi ia loc. Nu-i că îi ia locul, dar e nou, știi? E nou și tocmai din cauza asta reușește cumva să... Nu știu, să mi-aduc aminte de vremea aia când mă jucam, Goat Simulator și ne distram prin oraș și făceam tot felul de nebunii, haosul de pe lume și toate cele. Dar, da, oameni buni, ăsta a fost episodul de astăzi, what? Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade, cu siguranță puteți dați acolo un like. Eu am să mai caut și alte jocuri interesante pe care să le facem pe canal. Și vedeți că eu mereu încerc să diversific contentul. Nu apare mereu același tip de episod sau același episod sau același joc. Mereu încerc să aduc jocuri noi și jocuri interesante. Dacă aveți și voi sugestii de jocuri pe care ați vrea să le joc, puteți să le lăsați mereu în comentarii. Iar eu mă voi uita și le voi încerca, poate. Și asta, mă. E una mai mică. Ok, e bebe. Bun, ne auzim data viitoare. Pa, pa!